Mamă, deci asta o să fie de departe printre cele mai dificile țări în care am fost până acum. Aulea, mă, nu mă, Rafenia. Thank you so much, shukran. O să dureze ceva până mă voi obișnui cu filmatul pe aici, frate, pentru că s-au luat vreo 3 persoane de mine. Deci nu ai cum, bosule. În clădirea asta cred că e cazarea mea. Suntem acum aici în Tahrir Square. Asta este cea mai importantă piață de aici din Cairo și trebuie să mă uit la poliție, la asta, că e haos. Deci ăsta este landscape-ul. Cum arată toaletele lor ăștia, frate? Și mi-au zis să am grijă, mai ales pe aici, prin partea centrală, cu filmatul. Bine zi? Din România, România. România, răbdă-mea o fea. Răbdă-mea cu alea. Deci baia e din asta, bă, de te speli. Mamă, deci asta o să fie de departe printre cele mai dificile țări în care am fost până acum din punct de vedere al filmatului. Dragi prieteni, am ajuns în Egipt. Suntem la aeroport în Cairo și avem probleme foarte mari cu taxiurile. Îmi lipsea, frate, mi-era dor de vibe-ul ăsta de Africa, de haos, de țări noi, experiențe. Cât se poate de nebune, am ajuns acum 3 ore, este ora 7 dimineața, check-in-ul la apartamentul meu este la ora 12. Tipul care are apartamentul meu zice că da, pot să fac check-in-ul mai devreme, dar acum nu mai răspunde, frate, în condiții în care eu am pățit apartamentul. Să vedem, acum putem să mergem la un Starbucks undeva în zona centrală și pom să vedem cum ajungem la cazare. Peste vreo 3-4 ore, ceva de genul ăsta. Ăsta e planul. Ce dubioase sunt la ăștia mașinile, frate, nu au număr. Hello? Uber. Da, no, ok. Ia se cată în ea. Thank you. Am evitat 4 țepe în aproape 3 ore și am dat de domnul ăsta foarte de treabă care m-a dus bine tot până aici. O să-i las așa un rost. Yes, I think it's okay here. One second, sir. Las că nu găsesc suta, mă. Să am o sută. Dă-mi stă. Thank you so much, sir. Shukran. Mamă, și am ajuns exact unde îmi doream să ajung. O să vă... Thank you. Bye, bye. Bye, bye, sir. Deci cel mai de treabă om. Uite, e poliție pe aici. Am evitat, frate, suntem acum aici în Tahrir Square. Asta este cea mai importantă piață de aici, din Cairo, și trebuie să mă uit la poliție, la asta, că e haos. Să vedem exact unde este Starbucks-ul la care vreau să intru. Deci da, frate, am evitat, au fost 4 țepe, am reușit să evit 3. Pe a 4-a mi-am luat-o, vă povestesc imediat despre ce e vorba.
până una alta, haideți să ne bucurăm de cât de mișto poate să arate locul acesta și eu mă așteptam să fie mult mai păzit, pentru că asta, așa cum a spus, este cea mai importantă piață din întreaga țară și aici este și piața în care a început Revoluția din 2011, un eveniment extrem de important în istoria acestei țări pe care o să o descoperim de-a lungul următoarelor 7 zile, pentru că nu stăm mult, avem de mers într-o altă țară și într-o altă țară. O să dureze ceva până mă voi obișnui cu filmatul pe aici, frate, pentru că s-au luat vreo 3 persoane de mine doar prin aeroport. Deci e haos total. Legendele sunt adevărate că e o țară extrem de complicată dacă vrei să faci vloguri și mai ales aici în Cairo. Dar ne vom descurca. La o primă impresie, extrem, extrem de interesant. E un loc, n-am mai văzut niciodată un oraș care să arate ca ăsta. Intrarea în oraș e foarte dubioasă, clădirile par abandonate. Zici că ești după război, frate, aici. Un mix din ăsta de minareturi, vedeți aici în față, și hoteluri de lux, Ritz-Carlton, acolo. Uitați, Semiramis Intercontinental. E foarte, foarte, foarte interesant. Atât că trebuie să văd dacă Starbucks-ul e deschis sau nu acum. Deci, de-abia am ajuns și am fost oprit de 2 ori de poliție, legitimat odată, dar măcar m-au lăsat oamenii ăștia să filmez pe aici, mi-au zis că nu ce fel de problemă, mi-au zis că pot să traversez pe aici dacă vreau. Deci e un haos total. E un feeling din ăsta puțin ciudat, adică nu am mai simțit așa de când am fost prin Nigeria, pe acolo, frate. N-am mai trăit sentimentul ăsta prin care să zic, bă, mi-e frică sau mi-e teamă să filmez că se ia poliția de mine. Dar e ok, uite, the largest square of Cairo City in Egypt. Exact pe asta. Și vă zic mai de ce este atât de... Uite aici, acolo, în 2011 a devenit simbolul egiptenilor și celor care se luptă, s-au optat în Revoluția din 2011, cum v-am zis puțin mai devreme. Deci sunt foarte fericit pentru că am plecat cu extrem de puține lucruri, frate. Deci am undeva la vreo 7 kg în rucsacul mare și vreo 2 kg în rucsacul ăsta mic. Așa, deci aici a început o revoluție puternică și în 2011, iar președintele de acum, El Sisi, cum îl cheamă, e foarte paranoic în legătură cu un nou eveniment de acest gen și de aceea este extrem, extrem de multă securitate. Pe aici mă așteptam să fie ceva mai nervoși oamenii, dar nu. Și singurul loc pe care îl văd deschis acum este cafeneaua asta de aici. Și o să stăm să bem o cafeluță. Ia uitați cât de frumoasă e cafeneaua asta, frate. Chiar sunt fericit că era închis la Starbucks, că, frate, e așa autentică, super localnică. Uitați-vă cât de mișto. Și acum o să vă povestesc și de singurul schimb pe care mi-am luat. Deci am aterizat, am zburat din București, am zburat, nu știu, 2 ore și jumătate. Am aterizat, prima chestie m-a luat la The Immigration. Can you give something for the hard working people at the immigration office? Și am zis, frate, e 3 dimineața, ești nebun să-mi spartă, n-am bani, n-am nimic, lasă-mă. Ok, am trecut de el și m-a luat altul, dar eram la immigration și după ce treci de immigration, mai e încă unul care îți verifică ceva la pașaport. Bă, și mă ia ăla, face ce că vrei să mergi să vezi piramidele. Și am zis, frate, 3 dimineața sunteți nebun la cap, deci am scăpat. Am mers mai departe, când am vrut să-mi iau bagajul, a sărit altul pe mine, hai că te ajut cu bagajul. I-am spus, nu, nu, mulțumesc. Și pe urmă, când am ieșit de acolo, m-am dus să-mi iau internet, mi-am cumpărat internet, toate bune și frumoase. Și după ce mi-am cumpărat internet, frate, ca să vă dați seama ce mi-au făcut ăștia, băiatul de la... eu încă nu-mi scosesem bani. Și băiatul de la, cum îi zice, de la internet de acolo mi-a zis, bă, uite, mi-ai dat dolari și îți dau eu diferența în bani, ești ok. Am făcut eu calculul, mă supere treabă, mi-a dat ok banii. Problema este că după ce mi-a dat banii, m-am dus să-mi iau o cafea.
și pe cafeaua respectivă aveam o hârtie de 200, care înseamnă 7 dolari. Și tipul ăla m-a întrebat, plătești cu cardul sau plătești cash? Îmi zis, plătești cash. Faci că, păi, e 200 cafeaua. Și eu nu mi-am dat seama, frate. În condițiile în care aici, vedeți, o cafea e 24, iar un dolar este echivalentul a 30 de lire din astea, frate. Cum arată toaletele lor ăștia, frate? Ideea este că sunt forțat să filmez extrem de incognito, frate, pentru că peste tot e lume care se uită la mine, care mă întreabă. Ăștia de la hotel au fost super tari oamenii și mi-au zis să am grijă, mai ales pe aici, prin partea centrală cu filmatul, că mă va opri poliția. Am spus, deja m-a oprit și mi-a zis, doamne, nu o să-ți facă nimic, atâta cât poate să fie puțin neplăcut. Ideea este că sunt forțat să filmez extrem de incognito, frate, pentru că peste tot e lume care se uită la mine, care mă întreabă. Ăștia de la hotel au fost super tari oamenii și mi-au zis să am grijă, mai ales pe aici, prin partea centrală cu filmatul, că mă va opri poliția. Am spus, deja m-a oprit. Și mi-a zis, doamne, nu o să-ți facă nimic, atâta cât poate să fie puțin neplăcut. Deci nu, e supra-realist cum arată clădirile astea aici, bă. Absolut supra-realist. Toată zona asta de aici este plină de clădiri administrative, sau mai bine spus, clădiri fost administrative, pentru că ăștia au schimbat, sau mai bine spus, sunt în proces de schimbare a capitalei. Vor să mute capitala aproximativ la vreo 40-50 de metri. Deci capitala administrativă se construiește un nou oraș. De ce se construiește un nou oraș? Oficial, cică pentru a decongestiona toată nebunia din această metropolă de aproape 22 de milioane de locuitori. Dar motivul adevărat este unul puțin mai dubios. Deci nu ai cum, bosule. În clădirea asta cred că e cazarea mea. Deci nu ai cum, eu așa ceva n-am văzut niciodată. Deci asta e capitala și asta e zona centrală, frate, din capitală. N-am văzut niciodată așa ceva, bă. Deci sunt absolut șocat. Șocat. Iar aceasta este strada pe care stau eu. Deci eu nu am văzut niciodată așa ceva. Orașul ăsta pare bombardat, frate. Pare că e, bă, nu știu, doar în Bagdad am văzut. Nu, mă, nici în Bagdad, în Mosul am văzut așa ceva. Deci nu ai cum, frate. Uitați-vă și voi cum poate să arate totul pe aici. Deci zici că ești după apocalipsă, bă. Deci ăsta este landscape-ul, unul post-apocaliptic. Habla? No, no, English. În te? English. Englezii? In Romania, Romania. Romania, rabbeni au fac. Rabbeni cu ala. Shalab iznele, shokran. Ok, shokran, thank you. Salam alaikum. How are you? Fine. Very good. Nice to meet you. Okay.
Este absolut șocant ce se întâmplă aici. Haideți să vă arăt apartamentul ăsta. Deci aici avem o bibliotecă. Asta e biblioteca tipului care are acest studio. E printre cele mai ieftine cazări pe care le-am găsit, pentru că am cheltuit foarte mulți bani în 2023, am zis că pe 2024 reducem bugetul drastic. Așa? Aici avem un pat. Apartamentul are un miros așa de învechit, dar e foarte autentic. Asta mi-am dorit o chestie autentică. Aici am un dulap cu o plăpumioară, cu mai multe plăpumioare, frate, doamne. Am un frigider. Ia să ne mâncă, ne-a lăsat apă. Uite, mi-a lăsat niște apă. Asta este bucătăria, care e cel puțin interesantă. Am aici baia în care n-am intrat. Deci baia e din asta, bă, de te speli. Am cu boiler, care e aici. Mi-a atunci când vreau să mă spăl, dau drumul la boiler. Mi-a dat parola de la Wi-Fi. Ia să vedeți cum e pe casa asta. Nu, deci n-ai cum. N-am mai văzut așa ceva niciodată. Cazarea asta, dacă vă vine, să credeți, costă undeva la vreo $22 pe seară. Ia să vedem. Geamul se deschide. Am luat-o pentru 3 nopți, după care ne mutăm la piramide. Da, cred că se deschide. Ca să vedem afară. Ia, hai să stăm low profile. Ca să nu... Cum dracu deschise stămă? Deci nu înțeleg cum se deschide asta, frate. Așa. Deci clipul ăsta o să fie jumătate de oră cum eu încerc să deschid ușa asta. Literally fucking 10 minutes am reușit să deschid. Deci absolut suprarealist, repet. O experiență suprarealistă, fără exagerare. Spart, frate, m-au spart, am încercat să dorm, doar că n-am reușit și mi-am dat seama că am o mică problemă. O să fie și un fel de travel hack, sau nu știu cum să-i spun. Bă, eu de aici plec într-o țară, nu țara care urmează, țara care urmează după țara care urmează, în care am nevoie de cash. Și am cash aici, vedeți, euro. Și nu vreau să-l iau cu mine acest cash, evident că acum ieșim, și nici nu vreau să-l las pe aici prin camera aruncat. Așa, dar o să facem așa. Acest cash și o să-l pun aici. Acum o să vă întrebați, păi și care e travel hack-ul, mă, Cătălina? Păi am lăsat aici niște dolari și niște bănuți de ăștia, niște lei, așadar că dacă cineva vrea să fure ceva, deci o să-mi fure laptop și o să fure asta, că presupun că nu o să stea să caute pe aici, că... Cineva care vine să fure poate știe, bă, aici stă un turist și turiști în general nu-și ascund lucruri prin casă, dar trebuie să-mi pun reminder pe telefon că mi-am lăsat bani aici, acolo jos, pentru că nu ar fi prima oară că nu uit și pe mă întorc, pentru că asta o fac tot timpul, mai ales că îmi călătoresc cu mult cash la mine. Și cu laptopul am eu un hack, punem perna asta peste, pentru că hoții atunci când intră nu verifică sub pernă, dacă nu văd nimic, nu o să zică că e un cablu dubios care intră aici în pernă. Nu o să se prindă nimeni. Trebuie acum să chemăm un Uber și să mergem către partea cea mai interesantă de oraș, din oraș, din punctul meu de vedere, după câte am citit.
Very cold. Now? Very, very cold. Very cold, yeah. Now winter. Yeah. Now full winter. The minus 22, 25, 26. Sometimes, yes. Yes. Now, because of global warming. Half and half. Yes, maybe 6 degrees, 7 degrees now. Yeah. So now it's warm. Now it's very good here. Very good. Că asta este de departe cea mai haotică țară din prisma faptului că eu nu văd. Deci nu au numere de matriculare, frate, mașinile. Uitați-vă și voi. Deci nu sunt numere de matriculare și acum aștept un Hyundai care nu știu care e. Ăsta e GTI. Hyundai Elantra. Uber? Da. Da. Hello. Deci nu avem cum să ajungem acolo unde voiam să merg eu, frate, pentru că pe aici nici nu există conceptul de stradă, deci în partea asta și va trebui să vii mâine dimineață, că acum este aproape de ora 4. Și nu mai avem cum să ne băgăm pe aici, deci este absolut, absolut haos și am schimbat, mergem până la Nil acum, am schimbat adresa. Săracul om voia să se bage până, e un loc foarte mișto pe care vreau să vă arăt, dar cu siguranță că o să vă arăt în vlogul următor. Că trebuie să găsesc o variantă prin care să ajung acolo, dar nu se poate cu mașina, e imposibil să mergi cu mașina pe aici, uitați-vă și voi. Deci nu, dar schimbăm, ne adaptăm. Pentru că dacă mă auzice de pe aici pe jos, aș merge aproximativ o oră și dacă merg o oră pe jos să faci întuneric și nu ar vrea să fie. Contraste mai mari ca în orașul ăsta n-am văzut, deci locul ăla în care eram era foarte multă mizerie și acum, decât de vreo 10 minute, mergem pe sub un tunel din ăsta care nu știu cât de lung e, dar, repet, contrastele sunt absolut șocante în orașul ăsta. Thank you. Thank you. Oh, mamă, vezi ce haos era acolo, boss. Deci nu vă puteți da seama ce haos putea să fie acolo. Yes, perfect. O să mă ducă bățile, o să mă prime pe aici cu ăsta. How much? How much? How much? How much? 300. Okay, come on. Come on. Okay. من اللي على الدور. Okay, man. 300, yeah? 300. 300. 300, yeah? 300. Okay. 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 300. Okay, perfect. Let's go. Hai, chiar azi ăsta să mă ia să mă ducă cu calul, frate. Să dăm o tură. 20 de minute. Să vedem ce țapă îmi dă. Bă, deci vă salut din Cairo. Sunt într-o căruță și băieții ăștia merg pe contrasense și ne pun la cap. Acum gata, s-au băgat bine. Stai că s-a stricat calul, bă! Auzi că vină la mine coaie, nu stai cu aia! Să-mi bapă la auzi că să nu stau cu ăștia! Oh,
ربنا يستر على هلالي معلم بيشتغل وكل بقى مالها Yeah. Okay. Perfect. Bye. Bisha. Tramay. Bakashish. Okay, Bakashish. 300. You say 300. What? You say 300? No. You said 300. Auzi-l pe ăsta. Ce că și Bakashish. Auzi-l pe aici, nebun. I-am dat. No, no, thank you. I-am dat 300 când mi-a cerut și îmi cere Bakashish. Deși i-am plătit că mi-a cerut, ești nebun la cap. Ce, cum sunt ăștia, bă, băiatule, bă, pe aici. Deci, auzi, el te duce cu calul, el fixează prețul, eu nu negociez la preț, că i-am spus, da, mă, cât vrei tu, atâta îți dau. Și pe el îmi zice, păi și bag și nu dai. Păi, ești nebun. Și o să terminăm acest prim video cu... Vreau să văd cum se prezintă metrou, frate, în Egipt. Hai că și aici la poliție, frate, deci dacă mă văd ăștia că filmez, îmi iau camera și îmi șterg tot ce am filmat până acum. Hai să vedem cum se iau bilete aici. Mergem într-o direcție, nu știu unde mergem exact. A, uite, acolo în față sunt ghișeele. Uite, ai o grămadă de... Poți să-ți apă, poți să-ți iei sandwich-uri de astea expirate. Ce poți să-ți dorești mai mult? One. Ah, this? Ah, ok. One. Where? There or there? Left. Left, yeah? Perfect. Thank you so much, sir. Ah. Thank you so much. Ah, stați că vă zic imediat cât am plătit. Deci să vedeți cum e aici la ăștia. Unul dintre oameni stă și strânge banii dacă ai fix și dacă nu ai fix, ești la alt ghișeu, frate. Ia. Și trebuie să mă uit să vă zic exact cât am plătit. Deci îl iei, bagi aici și trebuie să merg două stații. Nu, da, două stații. Deci ce înseamnă munca în zadar? Am angajat doi oameni care să facă postul unuia, boss. Bă, cât de funny! Oricum, te ajutăm. Uite, scrie mișto aici asta cu Nefertiti. Cred că e cu Nefertiti. Da, foarte, foarte de treabă lumea. Și acum trebuie să vedem în ce parte. Shubra sau El Monib? Cred că left. Yes. Ah, this, yes? Second station, nu? Perfect, thank you so much. Ah, ah, there. Ok.
Deci acum, sincer să vă spun, e mai curat metrou de la ăștia din Cairo, frate, decât ăla din Paris, de exemplu, care mi se pare cel mai jegos metrou pe care am mers-o vreodată, mai ales liniile alea micuțe, regionale sau cum dracu le spune, care sunt absolut oribile, multe de rupe. Aici, nu. Și prețul a fost de 70 de cenți, atât costă o călătorie. Eu am crezut că inițial omul mi-a zis 50 de din aia de pounds, care însemna undeva la un dolar și 70 de cenți, când de fapt era doar 5, nu știu. Da, deci 70 de bani, mă. 70 de bani, da, deci metrou e 70 de bani, iertați-mă. Da, și la ăștia, frate, funcționează treaba aia cu munca în zadar. Deci atât de multe filtre de securitate. Da, nu mă interesează. Adică e ceva de genul, da, mă, oricum. Ce se poate întâmpla? O să fac ceva, nu o să facă nimeni nimic. Deci sunt puse la mișto. Pur și simplu ca să angajeze oameni sau ca să dea așa o falsă senzație de siguranță, cred. Hai că exact acum când am comentat și am zis că nu interesează pe ăștia securitate, se uitau doi la mine cu camera. Au trecut trei fete, au intrat, deci din afară înăuntru, da? Și a sunat aia, ta, ta, ta. Nu a apăsat, nu a... Oamenii nu au avut niciun fel de reacție. Eu au avut reacție, m-au văzut mine cu camera în mână. Aia era problema principală. Deci polițistul de la trafic, că zice trafic polițist, este exact în dreapta mea. Și uitați-vă, lumea n-are absolut niciun fel de problemă. Și eu trec prin mijlocul străzii. Deci nu există conceptul de regulă aici. Bă, la chiar prin mijloc te bagi. Adică nu e exagerat. La anumite țări te duci și tu, te bagi așa cumva, pe stânga, pe dreapta, nu, boss. Aici te bagi. Fiecare după cum are el chef. Asta e singura regulă. Concluzie, după, nu știu, vreo 4-5 ore de mers pe aici. Deci de departe cel mai impresionant oraș în care am fost până acum în viața mea, din punct de vedere al arhitecturii și, mai corect, din punct de vedere al lipsei de uniformitate pe care o are arhitectura. Adică în spaniol zice mescla, mixul, frate, care e aici. Mixul care e aici e absolut ireal. Deci ai un sistem de transport public bine pus la punct, pentru că mi se pare că e foarte bine pus la punct. Un oraș care arată oribil, oameni relativ de treabă, foarte mulți țepari, prețuri mari la cazări, prețuri mici la transport, clădirile completely run down, cum îi zice, mă, run down, deci vai mama lor, minareturi peste tot. E interesant. Îmi pare rău că stau doar vreo 6 zile. Cu siguranță că Egiptul e o țară ce merită mult. Adică pentru mine până să ajung aici, eu ziceam, băi, Egiptul, vine lumea la Hurghada, se duce la piramide și aia e. Nu, boss. Mi se pare că sunt layere ale lucrurilor pe care poți să le vezi. Evident că o să mergem la piramide, dar în vlogul viitor mergem acolo, către, în locul în care am vrut să merg astăzi și nu am avut cum, din motive ce nu țin de mine. See you in the next one!